Ana, ce faceți? Bună, mamă! Bună totul ziua. Bine? Da. Te-am rugat să pui paharele cu gura în jos când le pui la uscat. Deci când nu le spăl, nu e bine că nu le spăl, da? Și când le spăl, nu e bine cum le spăl. Ce să-ți fac dacă n-ai antrenament? Femeia, avem mașină de spălat vase. De ce nu o folosești? Mașina de spălat vase, că sunt câteva pahare. Până le pun, până le scot, ce rost are? Mamă, dacă aveți nevoie de ajutor, eu vă trimit pe Cocuța imediat. Nu avem nevoie de nimic. Ne descurcăm, mulțumim. Deși cred că lui Victor ar plăcea să mai aibă o femeie prin preajmă. Eva, ce? Pe bune? Nu e momentul. De ce? Ce are? A, că e maică ta. N-are nimic, lasă să audă și ea. Lasă, vă prefaceți că nu sunt aici. Auzi, ne prefacem că nu e aici. Da chiar, mamă, nu mai bine nu ești tu aici deloc? O dai afară pe mama ta? O dai afară? Eram sigură că o să se ajungă la asta. Mama, cu cine ții? Eu cu femeile, veneam... normal, cu cine să țină? Că ea știe cum e să suferi ca proasta, fără supărare. Când bărbatul pe care îl iubește minte în față. Cu ce? Măi, eu nu înțeleg de ce vă certați. A? Pentru că Victor s-a văzut cu Iulia! Ce? Vai, asta se vine? Unde ai fost toată noaptea? Nu am fost îngrijorați. Chiar? Vă rog, vorbiți mai încet, că îmi bubuie capul. Nu știi că nu vorbește nimeni tare, nu? Măi, te-am rugat, ce Dumnezeu, chiar așa, adică... Și nu mă trageți voi de urechile mele, da? Adică eu sunt proprietar aici, fac ce vreau eu. Ia uite, adică eu plătesc facturile și așa că asta e. Și în al treilea rând, să-mi aducă cineva niște moare de varză, că moare mama voastră. Hai, vă aștept în bucătărie cu ea. Dar dacă nu ți-aducem chiar moare? Nu mă provoca. Hai, aștept în bucătărie. Te aștept la chiuveta. Hai, hai. Aici, Ce? N-am zis nimic. Ba da, ați zis. Faceți chestia aia. Aia când vă... comunicați așa, telepatic. Nu o fi ridicolă. Cum să facem așa ceva? Păi și tu de ce ai făcut așa? Așa, e ridicat. Da, ce bună e brânza. Și tu de ce te uiți așa? Ce-am făcut? Ce-ai, mă? Ba da, o faceți aia. Ce-i aia? Ce-i acolo? O rețetă. Rețeta mea de clătite? Da. Mi s-a făcut poftă de niște clătite și am zis, hei, de ce să nu fac niște clătite? Na, ce tare. Da. Bravo. Că da, și da, mie da. Mi-e poftă de clătite. Da? Hai, lăsă gargara, că știu că aia ce l-a scris ca pe biletul pe care l-a primit Eva. Despre ce bilet e vorba? Băi, gata! Gata, ajunge, pe bune cu minciunile astea. M-am săturat să le aud în continuu. Știu că vreți să-i despărțiți pe Eva și pe Victor pentru că se gândesc din nou la căsătorie. Nu știam, se gândesc să se căsătorească, nu știam. Mamă, te rog, lasă-mă pe mine. Uh-huh. Flori, draga mea, să știi că eu și cu mamița aici de față n-am scris niciun bilețel.
Uh-huh. Eu știu că tu ne vezi așa ca pe niște personaje negative, că te uiți prea mult la telenovelas, dar eu și cu mamița aici de față n-avem nicio legătură cu fosta logodnică a lui Victor. Ai spus că nu știi cine e Iulia. Păi nu știu. Veniți! Da, șerci! Păi, nu! Scuze! N-are capul de capului! Vai de capului! Cum te-aș fi? Ce scrii, mama? Am venit aici să scriem bilețele? De ce am venit noi aici? De ce am venit noi aici? Da. Nu să-i scriem biletul ăsta de la Iulia pentru Victor? Nu de asta am venit? De ce am venit? Da! Ce faci? Îmi plori aici pentru... Logodnica a lui... Victor. Uh-huh. Și le faci cu Nutella? Ce-i făcut asta? Am vrut să văd dacă mai ai sentimente pentru mine. Nu! Nu! Opriți-vă! Nu! Latina, hai, vină cu ace! Nu! Opriți-vă! Stop! Nu! Latina! Opriți-vă! Nu! Adina, mai repede! Am venit cu taxiul. Ce gâfă e așa? M-am grăbit. Ce arde, ce? Da. Îi auzi? Auzi cum se ceartă, dar rău de tot, sunt în dormitor. Păi să ceartă că se iubește, ce tu nu te iubești noi cu asta? Măi, eu nu sunt învățată cu certurile, cu țățismele. Mele te rog foarte mult, fără... Măi, Eva e irațională, trebuie să vorbești cu ea. Ea crede că Victor s-a întâlnit cu Iulia. Cu Iulia? Păi de ce s-a văzut cu Iulia? Măi, dar cine e Iulia? Fosta lui logodnică. Păi și de ce s-a văzut? Păi nu s-a întâlnit cu Iulia, aia e... Păi și ea de cine e așa nervoasă? Cineva i-a spus că Victor s-a întâlnit cu Iulia, dar Victor n-a făcut asta. Păi nu, că i s-a năzărit așa din senin. Fiul meu nu minte. Nu minte, dar atunci când cu Elisabeta, cu Eduard, care au făcut așa că nu se mai căsătoresc, că el se duce tai-tai în America să facă doctoratul sau ce... Măi... Suntem atât de aproape, ei sunt atât de aproape. Eu sunt sigură că persoana care i-a spus asta a Evei a mințit-o. Păi cine? Păi nu știu, că uite, asta încearcă și Victor să afle de o oră, îi tot spune-mi cine. Și asta nu vrea. Zi-mi odată cine ți-a spus cine e așa mare secret. Mă duc să-mi fac pașii. Face pașii. Poftim, ce să zici. Unde ai fost, Vladi? Treaba mea. Cu cine ai vorbit la telefon? Afară. Nu trebuie să-ți dau ție raportul, da? Eu sunt destul de convinsă că era trecut la jurăminte când ne-am căsătorit că trebuie să-mi dai raportul. Ba nu. Dă-mi telefonul. Nu. Vladi, dă-mi telefonul la control. Nu! Vladi! Flori! Bine. Tu ai vrut-o. Ce? Nu! Nu! Hai, mă, da, bine, n-ai decât, că oricum nu știi parola. 1008. 1008, 10-8, ziua de naștere a lui Spider-Man. Tu de unde știi asta? O soție știe, Vlad, o soție știe întotdeauna. Eu nu știu parola ta de la telefon.
Ziua mea de naștere. Ah, ok. Când e ziua mea de naștere, Vladi? Ziua ta de naștere e pe 23 septembrie. Asta că nu știi. Hai mă, că oricum nu găsești nimic acolo. Mi-l dai? Da. Dar să știi că oricum nu te cred. Eu cred că era stipulat acolo în jurămintele noastre de la căsătorie că trebuie să mă crezi. Ba nu. Ba da. Hai mă, Vladi, pe bune acum, de ce vreți să le sabotați relația? Nu e frumos, nu e frumos! Tu-ți dai seama dacă nouă ne-ar face cineva asta? Nici nu vreau să mă gândesc. Nici... Nu. 1 iunie. Să... Ola, Victoria! Aoleo, Doamne Dumnezeule! Florin, ce faci aici? De ce vii pe aici? Am dat un ocol casei ca să ne asigurăm că n-avem dușmani. Duș? Mani. Ok. Eva e acasă? Nu, a plecat. Aoleo, v-aș certa din cauza Iuliei. Ți-a zis mama? Ce mama, mă? Nu, viitoarea mamă, lasă asta. Fii atent, a repartizat cazul Evei, celui mai bun detectiv pe care l-avem. Inspector Florentina. Adică J. A. Victor, eu cred că știu mai multe decât crezi. Adică? Am o teorie. Florin, nu e nimeni aici. Victor, nu știi niciodată cine ascultă. Așa. Deci cum să zic? Hei! Hei! Mersi că ai venit așa repede. Cum să nu? Ia loc, te rog. Uite, l-am comandat și prăjitura cafea deja. Mersi frumos. Da. Ai vorbit cu Victor? Da. Spune că nu s-a văzut cu Iulia. Tipic. Stai și obțin. Anuța? Da. Păi nu știu dacă e bine problema pe care ai făcut-o așa. Păi, gata, mă, ai terminat cu prostiile. Hai să facem teme. Deci. Giovanni are șezi... Giovanni. Cu doi de nu. Da, da, de unde știi tu italianul? De la un prieten, Federico. Și tu îl știi pe Federico? Așa. Deci, Giovanni are 62 de baloane. Bunicul îi dă 7. Câte baloane are acum Giovanni? Păi, depinde. Ce vrea să facă Giovanni cu balcoanele? Cu baloanele? Concentrează-te, tati. Da. Păi, da. Păi, practic, nu? Are 62 de... de-alea. Și, practic, ca să obțină cât face în total, trebuie să se dea când pui 2 și cu 6, 5 și face 69. Mamă, asta vă învață pe voi la școală? Băi, Adina, tu auzi ce învață pe ei? Ce știu ei de 69? Parcă ai ști tu ceva de 69. Ce înseamnă 69? Ce înseamnă 69, tati? Anuța. Nu. 69 e când un bărbat și o femeie. Practic 69 e când doi peștișori
Trec unul pe lângă celălalt, așa, și hai să trecem la următorul exercițiu, că ăsta e rezolvat, da? Bun. Găsiți X. Ușor, uite-l aici. L-am găsit. Mai departe. Găsiți G. Eroare, ca de fiecare. Zi, doctore, cum vine treaba asta cu Iulia? Și de unde până unde știi tu cum arată Iulia? Eu nu am zis... Nu știe cum arată Iulia, evident că nu știe cum arată Iulia. Doar că mi-a spus că nu era Diana și nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că era ea. Da, așa e, da, bineînțeles, respect. Și domnul doctor este tare. Diana. Dar mai tare Diana. Din ce mai băga Diana? Diana. Mai terminat, nu, deci gata. No, e super bine. Ne descurcăm. E bine. Cum e bine, mă, Diana? Cum e bine, mă? Tu nu... Îți dai seama că nu o să vrea să mă mai vadă niciodată, nu? Dar tu nu realizezi că ei, în momentul ăsta, nu mai au încredere unul în altul? Ce vorbesc eu aici? Nu-i bine? E perfect! Mulțumesc! E perfect? Da! E perfect? Da! Cum o să fie perfect, mă? Cum? Nu. Ei, nu. Chiamă. Te rog, am nevoie de un doctor. Doctor. Păi tu nu ești doctor. Sunt ginecolog! Ți se pare că nasc? Nu, dar nici mă mai. Deci tu ai mai multă încredere în ea decât ai în mine. Păi iată-vă aici! Ca să vizi, împreună din nou. Așa, și ea s-a întâmplat pur și simplu să treacă pe aici, nu? Crezi că asta se joacă cu noi? Nu. Nu. Nu, nu, chiar nu. O să vezi. O să vezi. Uite-te la mine. Uite-te la mine. O să vezi cum în timp o să-i macine treaba asta. Orice gest, orice întâmplare o să le trezească suspiciuni. E bine. Ok. Păi stai. Și dacă se prind că i-am mințit, hă? Dacă se prind. Zi. Nu au cum să se prindă că ai mințit pentru că e cuvântul tău contra cuvântului lui. Da? Și din câte știm, cuvântul tău înseamnă ceva. Celălalt, Victor, are niște antecedente. Păi da, tot din cauza ta! Ce să vezi? De ce? De ce din cauza mea? L-am pus eu să mintă? Fiecare din noi e responsabil pentru vorbele și acțiunile lui. Ok? Păi da, și acum!
acum tu, și acum tu mi-ai spus mie să-i spun Evei că l-am văzut pe Victor cu Iulia. Da. Și da, tu ai făcut-o. Tu, nu eu. Tu înțelegi că nu mai aveam altă soluție? Da. Te cred. Te cred. Nu. Nu mai pot. Deci chiar nu mai vreau să trec prin asta niciodată, ai înțeles? Niciodată. Nu cred că am să bei 5 kg la cât am transpirat eu în ultima perioadă, și mai ales acum. Cu plăcere. Aveai un pic, da? Hai, ok, nesimțită. Hai, te rog, dă-i drumul, te rog. Pornește că ultimul lucru pe care vreau să se mai întâmple astăzi, mă vadă că-s cu tine aici. A, te rog, hai. Ce? Eu am râs. Dă-i, pornește, Diana, pornește, că nu mai pot. Pornește. Plecam. Putem să continuăm ce am început mai devreme. Nu, Doru, nu continuăm nimic. Zi-mi de unde ai statuia aia. Ia mea. Ai furat-o, nu? Doamne, ferește! Eu nu sunt hoț. Doru? Jur! Mi-a dat-o Vladi. Mi-a dat. Te minte băiatul tău? Să nu-și răspuns la asta, lasă-mă să rectific întâi. Te minte băiatul tău în ultima vreme? Să zicem că nu. Păi, vezi. Atunci vin pat. Mă mai gândesc. De la Vladi. Mm-hmm. Păi și când ți-a dat-o? Azi. Azi m-a chemat la el de dimineață și mi-a dat-o în persoană. Vezi că plec. Scuze, gata, nu mai râd. Hai mă, chiar nu te minte data asta, pe bune. Jura din... Dar chiar... nu te cred, lasă-mă un pic, că mă gândesc. Ce? Păi, statuia asta le-a dat-o... Le-a dăruit-o Violeta lui Victor și Evei. Cadou de casă nouă. Păi și cum a ajuns la Vladi? Păi da. L-a dat-o Victor? I-a dat. Scuze, ți-am zis că... N-am putut să mă abțin, iartă-mă, gata, gata, pe bune, n-am putut. Ce să fac? Era prea bună. Aduci și niște cornulețe? Dar de ce? Nu ți-ajunge cornulețul tău? Da, am făcut RCA la mașini. Ok. Acum mai trebuie să... Damian, ce faci? La mail la tine. Ok. La... A venit la mine, Victor, a venit la mine. Ți-am zis că te prind, fraiere. Hai, fraiere, lovește-mă okay, să okay. Nu știu. Ok, ok, eu zic să ne fac un pic. Că nu mai e sura, m-am zis, te salvezi. Ce să faci? Hop, gata, ia gata. Hai, cine mi-explică ce se întâmplă aici? Mi-a pupat femeie. E femeia mea, da? Când, mă? De ieri. O, mă, și-și-a după până la dacă mă gândești așa despre ea, o să... Potuliți-vă, mă! Ce să faci, mă? Ce trebuia să facă măta, mă, să te avorteze. Calmați-vă! Damian, credeam că te-ai schimbat. Tu ce faci, mă, ții cu el? Suntem prieteni. De când? Ești prieten cu un șofer? Credeam că ai standarde. Ok, gata. Te rog să pleci. Da? Poți să te întorci când o să vorbești civilizat. Mă, m-am lămurit, chiar n-am cu cine, ai ajuns de tot râsul. Și cu tine n-am terminat. Ai auzit? Bă, am terminat! Hai, fraiere. Hai. Ce zine să crezi? Scuze-mă, Victor, dar prietenul ăsta al tău e... Nu e prietenul meu. Nu fost coleg de facultate, da? Și îmi pare rău că i-am prezentat-o pe Mara. Tu, se dracu. Da, n-am apucat să te felicit. Mersi, mersi. Parcă mi-ai zis ceva de dimineață, nu? Când spăla vase. Da. S-a întâmplat ceva? A, nu, nu. E în regulă. Ok. Ok, păi să fie într-un ceas bun atunci. Mersi. Auzi, dacă îți mai faci asta probleme, să-mi spui, da? Da. Că îl rezolvi. Ok, mersi. Alo? Bine, uite, am o treabă. Bună ziua. Dar o să vină după aia. De ce? S-a întâmplat ceva? Nimic. Damian a venit pe aici și Doru și Niții l-au dat afară. De ce era Niții aici, mă întrebi? Pentru că Niții este noul iubit al mamei. Nu, mi-e rău, nu pot să cred. Sunteți ok? Da, scuze. Băi, nu pot să cred câte chestii pierd dacă nu sunt acasă. Chiar mi-e dor de casă, sincer.
nu e dor de tine. Toate ok cu Victor? Nu știu, dar hai că vedem când vin. Bine, pup. Bine, hai. Pa, pa, pa. Bună ziua, scuze. Bună ziua. Domnul doctor Victor Popescu e la cabinet? E cu o pacientă. Aveți cumva programare? Nu, dar pot să aștept. Eva Georgescu. Haideți că îl sun să-l întreb dacă vă poate primi. Ok. Ok. Da? Domnule doctor, e Eva Georgescu aici să vă vadă. Da, imediat. După ce termin cu pacienta, primi-o, te rog, da? Sigur, sigur. După ce termină cu pacienta, dacă doriți, puteți să o luați în loc. Bun, super, mulțumesc. Facem planul sau? Domnule doctor? Trebuie să te ascunzi. De ce? Eva e aici. Da, și eu sunt aici la un control. Iana. Da. Nu înțelegi, te rog frumos, în clipa asta faci cum îți spun eu, da? Te ascunzi. Okay. În clipa asta okay, te ascunzi. Ok, gata. Mă ascund, dar unde? Unde vrei să mă ascund? Sub birou. Vrei să mă bagi sub birou, domnule doctor? Iana! Ești sigur că vrei? Iana, te rog, ascultă-mă! Faci cum îți spun eu. Situațiile disperate cer măsuri disperate. Iana, sub birou, acum! Jesus, doamne, ce treci. Panicat ești, gata, mă bag! Hai, te rog, Iana! Hai! Haide, poți, ok? Ia și asta. Ușor, ia. Poți să o trimiți înăuntru, sigur. Poți să cred că te ia până la urmă. Incredibil, nu? Da! Mame, cât de tare! Super tare! Și? Care-i planul? Îi dăm de ea și o face să... Ce? Facem să apară? Nu ți-am zis eu ție. S-o faci să dispară? Da, am făcut-o, a dispărut, am... Cum? Ce caută atunci? Aici. Și Roxana... Vorbești tu, te rog, cu firma de aprovizionare să rezolve automatul de snack-uri, că nu știu ce e. Sorry. Gol. Da, mă ocup. Flori, ce faci aici? Doamne, dar de când te aștept? Frate, dar tu nu știi să mai treci pe la muncă? Am avut niște probleme personale, Jesus, fuck! Bilețelul de la Iulie. De unde știi? Păi, am încercat să-ți spun și ieri. Să-mi spui... ce? Cred. Că Luminița și Vladi au scris... bilețelul de la Iulie. Poftim. Ah.
Hei, Eva, ce surpriză. Nu te așteptam pe aici. Bună, Victor. Cristian, scuze-mă. Îmi pare rău. N-aveai programare pentru consult, din câte știu eu, nu? Nu, dar nu de asta am venit. Cu sarcina tot ok? Te întreb o singură dată. L-ai văzut pe Victor cu altă femeie sau m-ai mințit?